Gata, mergeți. Stai așa, că nu merge la mine. Eu am povestit, mă. Am dorit să facem această conferință de presă pentru a vă informa și în același timp să mulțumesc dumneavoastră presei, cât și televiziunilor locale, dar mai ales locuitorilor din municipiul și județul Giurgiu și societăților comerciale, care la apelul pe care Consiliul Județean l-a făcut acum 2 săptămâni pentru strângerea de ajutoare sociale pentru sinistrații din județul Galați. Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, a fost o reușită și acest lucru s-a datorat, în primul și în primul rând, cum vă spuneam și mai devreme, oamenilor cu suflet din acest municipiu și județ. Mă repet, pentru că e foarte important să spun că nu suntem un județ bogat sau un municipiu deosebit de bogat, cu salarii sau cu servicii importante. Suntem oameni decenți, cu salarii și pensii micuțe, dar iată că, datorită bunăvoinței acestor persoane din municipiul Giurgiu, am putut să strângem 660 de saci cu îmbrăcăminte și încălțăminte. Deci aici mă refer numai la locuitori, la donațiile pe care le-au făcut locuitorii din municipiul Giurgiu, 20 de litri de ulei, 2 televizoare, 4 saltele de pat Relaxa. Vreau să vă spun că acestea au fost, saltele au fost noi, le-a adus un cetățean care am și numele lui, și 10 kg de fasole. Acestea au fost donate numai de către locuitorii din municipiul Giurgiu. Noi am avut 2 registre, la ambele corturi câte un registru, unde fiecare cetățean, în momentul când a donat bunuri, și-a scris numele și a semnat. La apelul pe care noi l-am făcut, vreau să vă spun că și în același timp să le și mulțumesc celor care au venit în ajutorul sinistraților din Galați. Deci la apelul nostru au venit foarte multe firme, foarte multe societăți cu ajutoare. Mai mult chiar ieri după ce am plecat, am primit telefon, mai venise cineva, dar noi deja eram pe drum. Și vreau să le dau și numele pentru că este foarte important. Am căzut de acord cu ei. Am 2 firme care au donat ceva produse și nu au vrut să le facem publicitate, dar cu acordul firmelor care au ajutat sinistrații din județul Galați. Și vreau să le mulțumesc în mod special la Sece Farisan din Grădiștea, care a donat 1 tonă de făină, Sece Amicii Giurgiu, 500 de kg de cartofi și 200 de kg de ceapă, Sece Agnita Giurgiu, 400 kg de cartofi și 100 de kg de ceapă, Sece Pâslarul Roata de Jos, 500 de pâini, Sece Norocel Giurgiu, 336 de sticle de apă minerală de 2,5 litri, Vâlceanca, 60 de litri de ulei, Florion, 60 de sticle de apă minerală la 1 litru și jumătate și 120 de sticle de suc la 0,5 litri, primarul din comuna Schitu, 1 tonă de făină, Velpitar, 1000 de pâini, Sece Mergeani, 60 de sticle de apă minerală la 2 litri și 30 de sticle de suc la 2 litri, Sece Milan, 500 de pâini, 400 de bucăți de croissant și 300 kg de cartofi. De asemenea, avem de la 2 firme care v-am spus nu au dorit să le facem publicitate, 425 de kg de cartofi, 27 de kg de zahăr, 40 de kg de ceapă, 12 kg de ulei, 27 de mălai, conserve 50 de bucăți și un palet de apă minerală. După cum vedeți, apelul pe care noi l-am făcut prin dumneavoastră, prin presă și prin televiziune, a fost de bun augur și vreau să vă spun cu toată sinceritatea, nu am făcut niciun fel de presiune pe aceste societăți. Repet încă o dată, datorită dumneavoastră, televiziunilor și presei, dânșii au venit și au donat pentru
sinistrații din județul Galați. De asemenea, cu cei 400 de miliarde de lei, deci 40.000 de RON pe care Consiliul Județean Giurgiu, prin hotărârea de Consiliu numărul 116, din data de 23.09.2013, i-a donat Consiliul Județean Galați, am cumpărat 2.080 de găleți, 1.136 de lighiane, 210 mături cu coadă, prosoape 1.000 de bucăți, 4.000 de perechi de ciorapi, chiloți de damă și bărbăte 750 de bucăți, zahăr 1.304 kg, ulei 960 de kg, săpunele 3.328 bucăți. Toate aceste produse pe care Consiliul Județean, cu bani de la Consiliul Județean, le-am cumpărat. Am avut o discuție săptămâna trecută cu doamna Bogdan, vicepreședinta Consiliului Județean Galați, iar aceste produse dânsa mi le-a dat, a spus că sunt de strictă necesitate și ar fi bine dacă am și putea să le luăm. Le-am luat, într-adevăr, le-am dus și ieri, începând cu ora 13, am plecat către județul Galați. După aproape șase ore de mers cu cele două tiruri, am ajuns în județul Galați, unde am fost întâmpinați de doamna vicepreședintă și de cei cinci primari din cinci localități, unde dânsa a considerat că trebuie să dea aceste ajutoare. Localitățile sunt Cuza Vodă, Securlui, Costache Negri, Comuna Corod și Comuna Băneasa. Vedeți că mai există Băneasa și în alte județe. Dintre cele cinci localități, cea mai afectată, ne-a spus doamna vicepreședintă, este Costache Negri, unde majoritatea caselor, care erau case din paiantă, nu mai sunt în picioare. În zona prin care noi am trecut, aceste localități, vreau să vă spun că cea mai apropiată localitate de municipiul Galați se află la 35 de kilometri cu Zavodă, unde am ajuns noi în jurul orei 19.30. Am lăsat ajutoarele doamnei vicepreședintă, iar astăzi, la această oră, deja s-a încheiat pentru celelalte patru localități, iar cea mai distantă, să zic așa, localitate a fost Băneasa, la 157 de kilometri de municipiul Galați. Vedeți, noastră, ce distanță este între municipiul Galați, care se află în zona de sud a județului, și ultima comună, 157, în comparație cu noi, care cea mai distantă localitate este la 92 de kilometri. Vreau să vă spun că pe unde am trecut, în județul Galați, nu toate localitățile au fost afectate. De exemplu, până în prima localitate, Cuza Vodă, la 35 de kilometri, chiar nu se întâmplase mai nimic. Plouase normal și din discuția cu doamna vicepreședintă, au primit o informare de la meteorologi în jurul orei 19 că vor fi ploi. Dar, în schimb, în județ era senin și era soare. Și după două ore a venit potopul cu peste 160 de litri pe metru pătrat. Deci foarte, foarte important a fost și debitul de apă. Dânsa, în numele locuitorilor din județul Galați, a mulțumit celor care au avut bunăvoința să doneze aceste produse, a mulțumit dumneavoastră, cei care ați mediatizat această acțiune, și sincer vă mulțumesc eu în numele domnului președinte, Constanța, și în numele consilierilor județeni pentru apelul pe care dumneavoastră l-ați făcut către locuitorii din municipiul și județul Giurgiu. Din punctul meu de vedere, a fost o reușită și chiar doamna vicepreședintă a fost încântată, pentru că în afară de cei 660 de saci, restul au fost numai produse, absolut produse noi. Chiar și din donațiile astea, foarte puține donații de la locuitori de zahărului, tot au fost aduse de către societăți și cumpărate de atât de către Consiliul Județean. Dacă aveți întrebări, cu mare drag vă răspund.
să știți că vreau să vă spun că am fost cu Muntenia, cu Teresa Muntenia și domnul Manuel a fost la această întâlnire și a și avut, să aibă, cred că diseară sau mâine seară, un interviu cu doamna vicepreședintă și cu primar de acolo, chiar nu știu, cred că cu cel din Cluza Vodă, poate, dacă mă înșel, da. Mi-am pus această întrebare pe drum. Dacă și alte județe le-ar păsa de noi. Dar, din fericire pentru noi, în afară de Dunăre, nu știu dacă poate să vină o ploaie, cum a venit la ei, pentru că foarte important este un lucru. Ne-a spus doamna vicepreședinte și primarul acela. Nu a plouat de peste 50 de ani la, să zicem așa, la debitul ăsta de apă. Mai mult sunt câteva râuri care doar așa nu au niciun fel de debit. Da, într-adevăr, sunt undeva la, cum ar fi, satul Ghizdar. Exact. Da? Da. Tania Bogdan. Să ne ferească Dumnezeu. Din păcate ne-a ferit. Cum erau în curți? Ce mlaștină! Deci după 3 săptămâni, mlaștină în curți. Dar prească. Și am stat 45 de minute undeva într-o parcare, plafură 10. Vedeți? Lumea mărâtă. E aruncate așa. Ce să poate? Vedeți? E greu. E restul de ce stresc. Ce toată lumea, într-adevăr, le-a adus zahăr, ulei, orez, produse dintre astea. Problema este că nu a fost debitul de 160 de metri. Cât a venit de... Din păcate, s-a lăsat și cu victime 7 ani și din Costa Chenegrin. Dulea Val. Da, am fost corecți pentru că noi trebuia neapărat sâmbătă sau duminică să facem rost de aceste gălezi, de aceste ligheane și nu aveam de unde să luăm în această cantitate din orașul nostru, mai ales că programasem pentru luni la ora 12, închiriasem 2 tiruri să putem să plecăm spre aceste localități. Bun, și prin bunăvoința la 2 primari, pentru că totul trebuie să fie, domne, transparent, pentru că sunt ajutoare, e păcat de Dumnezeu. Primarii au dat suma integrală, suma nu, care... Nu, domne, ne-a spus, domne, de cât bani aveți nevoie, noi vă dăm, dacă nevoiești de cei 40.000 de ron, vi dăm să vă faceți treaba cu ei și vi dăm, noi îi dăm înapoi. Problema e că noi am cumpărat foarte puțin doar aceste produse din București. Restul le-a cumpărat ieri Mateescu din municipiul Giurgiu. Dar trebuia să spune să fim corecți. Dar vedeți cum se interpretează de către prietenul nostru, domnul consilier Budu? Dacă și aici nu a votat, s-a abținut pentru aceste ajutoare, atunci ce să mai vorbim? Toți avem părinți morți, avem bunici morți, avem probleme, că nu suntem bogați și ne apucăm să ne punem contre. Dacă eram împrumutată de la primar toată suma, hotărârea nu sună bine în situația asta. Nu mai suna hotărâre pentru acordarea unor ajutoare, ci hotărâre pentru acordarea împrumutului domnului Mătotulea și... Nu, oamenii au spus, domnule, de cât ce sumă aveți nevoie, vă ajutăm, pentru că dacă aveam eu această sumă sau eu știu cei care s-au implicat, o puneam de la mine și nu ai niciun fel de probleme, nu-i spuneam. Și puteam să nici nu spun că ne-au ajutat acești oameni. Dar, domnule, trebuie să fii corect. Este un Dumnezeu și dacă nu ești corect, nu să știi ce se va întâmpla. Da, dar nu e normal, domnule. Sunt ajutoare pentru acești oameni care au probleme. Și vreau să vă spun că același lucru nu avem profit, că știm bine cum este acum acea perioadă, e mai grea perioada în care trăim cu toții. Care va fi modalitatea prin care Consiliul Județean le dă înapoi la 2 persoane fizice un împrumut de 10 milioane, nu știu, 20? Păi dar nu ia cu minute să termine atât. Credeți-mă. Primar, tonele de